Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți care iubiți pe Iisus Hristos în curăție. Inima-mi jubilează când văd că multor suflete li se trezește un tânjet adânc în inimi, o nevoie adâncă. După această mare mântuire, cum am spus în alte episoade anterioare, când văd că vine o trezire peste poporul lui Dumnezeu, care zăcea adormit, cum scrie, negură și întuneric acoperă popoarele, dar peste tine răsare slava Domnului. Când văd că vine această lumină, poporul care locuia în întuneric, poporul Domnului din biserici, care locuia în întuneric și în umbra morții, nepăsători față de o mântuire așa de mare, care de 10, 20, 40 de ani de pocăință n-au primit încă o viață de biruință statornică în Dumnezeu prin credință. Chiar dacă unii au primit Duhul, au primit botezul în apă și umplere cu Duhul Sfânt și daruri alții și așa mai departe, și au avut posibilități și au avut Scriptura și au cercetat și au flămânzit și totuși zac flămânzi, înfometați, subnutriți, în adunări, cu hrană slabă, cu paie uscate, cu coși de pâine, cu lucruri care nu sunt proaspete, așa cum este scris, cei care lucrați să fiți unși cu un de lemn proaspăt. Nu ajunge toate acele predici uscate, opriți-vă, nu mai țineți jumătate de oră, o oră, poporul, cu basme lumești, cu fabule, istorisiri, nu mai gâdilați urechile, treziți-vă primii vinovați că lipsește lumină și această înțelegere din Scripturi pe care Duhul vrea să o dea bisericii, și anume, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Numai biruitorii vor fi răpiți, numai ucenicii intră pe poarta cea strâmtă, numai pe ușa cea strâmtă ajungi pe calea îngustă care duce la viață. Și aceasta numai ucenicii, și atunci trebuie să o spui poporului, mai ales voi liderilor, veți primi cea mai mare pedeapsă de la Dumnezeu, că ați încuiat împărăția cerurilor, voi aveți cheile, zice Iisus, nici voi nu intrați ca fariseii de acum 2000 de ani și nici pe ei nu-i lăsați să intre. Dacă nu biruiești cum a biruit Iisus, dacă n-ai primit o viață statornică, plină de duh, să fii plin de suc și verde și la bătrânețe, nu morâcănos, plictisitor, nemulțumit cu mâncare, cu haine, cu una, cu alta, cu pensie și așa mai departe. Dacă n-ai primit o viață liberă de toate bagatelele astea trecătoare, de bani, cinste, pofta ochilor și tot ce este în lumea aceasta, oprește-te, oprește-te să mai dai hrană, n-ai ce să dai. Tu ești numai un chimval zângănitor, 1 Corinteni 13, știi bine lucrul acesta. Îți lipsește dragoste, ai căzut din dragostea din tâi. Tu, înger din Efes, atunci întoarce-te la faptele tale din tâi. Dacă nu te pocăiești, o să iau sfeșnicul din locul lui. Gândește-te cât sunt în situația asta și au pierdut prima dragoste. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că la început, când îi ardea inima, când uita și de mâncare și de orice dureri și năcaz și călătorea și vestea cuvântul cu bucurie fără nicio plată și numai pentru un numele sfânt al lui Iisus, numai de dragul lui. Când tu faci lucrul ăsta acum și pentru bani sau pentru cinstea ta, atunci adevărat îți spun că ți-ai luat răsplata, spune Iisus. Tu nu ești mireasă și nu poți crește. Gândiți-vă, voi lideri, diaconi, pastori, teologi, oricine ați fi, veți fi aspru pedepsiți de Dumnezeu dacă voi închideți cerurile pentru acești sărmani
și ei vor ieși din turmele voastre, pentru că sunt turmele tovarășilor, așa scrie, și vor veni în turma adevărată, în trupul lui Hristos, acolo unde sunt ucenici cu inimă întreagă, unde avem părtășie unii cu alții în lumină, unde dragostea crește, unde unitatea devine tot mai binecuvântată. Așa vor face și Dumnezeu va face asta, pentru că toate adunările unde lipsește acest duh de biruință, de credință pentru o viață slăvită în Dumnezeu, așa cum stă scris în multe locuri în Noul Testament, mai ales și în vechime, așa cum stă scris, acolo unde lipsește duhul de credință, părtășia Duhului, mângâiere în Hristos, mângâiere în dragoste, legătură fină, dacă nu crește unitatea, dacă sunt bârfe și probleme, dacă nu se suportă unii pe alții, dacă s-a răcit dragostea, atunci gândește-te și nu mai e niciun Timotei, un Tit, unul care să aprindă o lumină, așa cum scrie, să aprinzi o lumină, spune un proverb, mai bine să aprinzi o lumină mică decât să blestem întuneric. Dacă tu nu faci lucrul acesta și nu vii cu lumina care înseamnă viața, viața de la Tatăl, așa este scris, în El era lumina și lumina și viața, în El era viața și viața e lumina oamenilor. Dacă îți lipsește această viață, închide gura, pune-te pe genunchi, plângi, roagă-te pentru iertare la Dumnezeu și vorbește tot mai puțin și roagă-te pentru o trezire acolo în biserica unde ești, că acolo e moarte anuală. Dacă ei n-au primit în ani, cum îmi spunea cel mai mare teolog în viață, când l-am întrebat pe câți ai ajutat să ajungă la desăvârșire, știe Domnul, frate, și el a predicat la școli teologice și studenți și nu mai vorbim câte și așa, și mulți sunt din aceștia. Ăștia nu vă pot ajuta, mai ales aceștia și unii din ei care au turnat pe frați la securitate și alte lucruri și voi știți lucrul ăsta, unii dintre voi, și poate mulți știți. Și totuși beți apa de ploaie de pe YouTube a acestor șacali, a acestor lupi răpitori. Gândește-te, trezește-te! Acolo e Babilon, acolo unde predică, de exemplu, în apropiere aici unde vorbesc, predică unul divorțat și recăsătorit și trăiește prima nevastă și el este diacon și are aproape, des este pus paznic la oi, că pleacă pastorul în deplasări și în alte locuri. Ce poate să dea acest om? Și sunt multe locuri și adunări, oameni în neorânduială, puși în cinste, în scaune acolo și de dregătorii, duhovnicește vorbind, și să predice, să aibă grijă de oi. O, Dumnezeu să vă ajute! Și acolo unde, chiar dacă este rânduială și sunt frați dragi, dar dacă ei nu primesc această lumină, că trebuie să terminăm cu păcatul, trebuie să termine cu păcătuirea, 1 Corinteni 15:34, de multe ori vă spun acest cuvânt, este trezirea în Noul Testament. Aceasta este, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți. Căci sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun, dar acum nu sunt unii, ci sunt adunări întregi care păcătuiesc și își cer iertare. Și veniți duminica cu roaba de păcate la adunare și aveți rugăciune de iertare. Și mai iartă-ne, Doamne, mai e și fățărnicia, dacă am păcătuit, dacă ți-am greșit cu ceva. Și tu știi bine că ochii tăi n-au fost curați. Când ochii tăi au poftit ce nu trebuie, ți-ai murdărit inima, ai prea curvit în inima ta când ai poftit. Și așa mai departe. Și tu știi lucrurile acestea. Tu știi dacă nu biruiești în gânduri. Gândește-te în gânduri acolo în pod, cum am amintit și nu de mult într-un video. Trebuie curățenie deplină, în așa fel încât să fie curat, curat, cum spunea un frate, chimic curat, ca lacrima. În așa fel încât în odaia de sus, unde minte și în inimă, acolo e odaia de sus, să fie așternut gata mereu, să ai mereu părtășie ca Maria care și-a ales partea cea bună. Nu ca Marta, tu care te îngrijorezi, te frămânzi și așa mai des, faci planuri și gânduri și ești nemulțumit cu banii și cu familia, cu soarta ta, cum spune, cârtitor, zice Iuda, nemulțumiți cu soarta lor. Ce vrei tu să predici în adunare câte un sfert, jumătate de oră? Ce tot spui tu acolo, oratoria asta și schimb vocea și actoria asta? Este o mizerie înaintea lui Dumnezeu.
Așa ceva nu pot nici să aud când văd un predicator, că ia așa o aliură și începe să-și schimbe vocea, să șuiere, să tune la microfon și la boxe alea, să sunt o rușine înaintea lui Dumnezeu. Gândește-te, ieșiți din Babilon, dacă locul în care tu ești este un astfel de loc, dacă n-ai primit în ani lumină, biruință, vitamine cerești, ca să dezbraci odată omul cel vechi, nu te-a învățat cel care te învață, atunci spune-i, pe alții îi înveți, pe tine însuți, nu te înveți. Dacă nu el nu face asta, nici tu nu vei ști cum să faci asta, cum să biruiești gândurile, cum să omori prin Duhul faptele trupului, aceste lucruri fine, cum spune, lăsați-vă de toate și aceste lucruri de mânie, de vrăjmășie, în altă parte spune orice mânie, asta înseamnă orice resturi, acestea nu sunt păcate conștiente, fraților, acolo. Acolo sunt lucruri fine, când simți înăuntru tău o mânie, o supărare, o iritare, alea trebuie să le judeci, să le dai morții prin Duhul, dacă trăiți după fire, veți muri. Romani 8:13, dar dacă prin Duhul voi, nu Duhul singur, omorâți aceste fapte ale trupului care ies, atunci veți trăi, asta înseamnă sfințire. Cine te învață asta dacă el care îți predică și păstor și ce-o fi acolo unde ești tu nu te învață și nici el nu face asta? Și toți ăștia sunt una, i-am auzit unul după altul, sunt una cu asta că ei sunt toți păcătoși. Că toți păcătuiesc. Unde scrie asta? Nu scrie în Scriptura asta că Petru, Pavel, Ioan, Timotei, după ani de pocăință, după ce au crescut și au primit această viață mai mult ca biruință, să mai zică că suntem păcătoși. Nu există așa ceva. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Asta da. Și tu dacă auzi asta, să fii îngrozit cu adevărat, că tu mergi, tu nu vei fi la răpire. Poate că vei fi mântuit ca prin foc și vei plânge la sfârșitul vieții tale, dar fără nicio răsplată. Fapte moarte sunt toate faptele care le-ai făcut, toate darurile de mâncare și arderile tale de tot. Dacă n-ai avut o inimă întreagă pentru mire și dacă n-a fost el singurul domn și stăpân în inima ta. Și dacă în afară de mire tu ai mai iubit și firea ta pământească, ai avut doi bărbați și ai dus o viață de curvă, an la rândul, cu fire nerăstignită în adunare. Și ai făcut spălarea picioarelor și frângerea pâinii și toate după model biblic și așa, toți au învățat să facă lucrul ăsta și să imite și să facă cum scrie. Dar viața lipsește. Dacă nu e viață, la ce ți ajută îmbrăcămintea și toate să fie la patru ace și așa cum se cere? Și unde se uită Iisus? Unde s-a uitat el la femeia aia care era în casa lui Simon Fariseul, la inima ei, care plângea și îi ștergea apoi picioarele cu părul capului ei? Și Fariseul se uită și spune, dacă ar fi un mare proroc, ar ști că ea e păcătoasă. Da, dar ea a iubit mult. Că i s-a iertat mult și mie și ție ni s-a iertat mult. Merită să iubim mult, mult mai mult ca până acum. Și dragostea stă în păzirea poruncilor. Și 119 psalmul scrie, tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Cu exactitate, scrie într-o traducere. O, de-ar ținti căile mele la păzirea tuturor poruncilor tale, atunci nu aș roși de rușine când mă voi uita la toate poruncile tale. Gândește-te, deschizi Scriptura și nu mai roșești de rușine când Biblia îți spune, ai făcut aia, uită-te urma pașilor tăi în vale, dromaderă, iute că mers, ai poftit cu ochii, te-ai certat la magazin, cu vecinul nu ești în pace, deși știi că urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul și întrucât atârnă de voi trăiți cu toți oamenii în pace și aproape întotdeauna atârnă de noi, dar tu n-ai făcut asta poate. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea scrie la faptele firii pământești. Galateni 5:19-21, 17 zbrate, apoi zice și altele asemănătoare. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, zice Pavel, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Le găsești în 2 Timotei 3, sunt 18 date, începe cu oamenii vor fi iubitori de sine, de bani, lăudăroși, trufași, neascultători de părinți și așa mai departe. 18. Dumnezeu să te ajute, ieși din această mocirlă, ieși din ceaunul păcatelor și dacă vrei să ieși,
caută învățătură sănătoasă care te duce la evlavie. Dacă vrei să mai bei din tot ce pun acești oratori pe YouTube la care mii de gură cască se uită și ascultă, bea de acolo, dar rămâi jos la răpire împreună cu ei. Dumnezeu să te binecuvânteze. Sunt în Dumnezeu izvoare curate. Există posibilități, există scrieri și există lucruri temeinice care să te învețe, să te așeze pe picioarele tale, ca să poți umbla în lumina celor vii. Caută și vei găsi. Din nou amintesc și iarăși, spun și în video acesta, numărul meu de telefon. Da? Și pe Facebook, Gheorghe Avram Adjud, acolo pun mai mult pentru oamenii din lume și așa. Și numărul meu 0742-145-836 Adjud. Dumnezeu să te ajute, vrei să primești aceste scrieri, câteva broșuri cu aceste taine, ca să te ridici odată și să începi un război așa cum trebuie, ca războinic al lui Hristos, atunci fă lucrul acesta, că ziua e aproape de sfârșit, vine aproape noaptea, zice Iisus, că nimeni nu va mai putea lucra. Și noaptea aceea e așa de aproape, prietene. Dumnezeu să te binecuvânteze, caută mântuire, caută izbăvire, intră pe WhatsApp dacă și-ți trimit link-ul de invitație dacă mă suni, mană izvor bun, intră pe Telegram, mirele vine, pregătește-te și acolo sunt multe vorbiri, predici, lucruri, audio și chiar document, acolo sunt lucruri temeinice ca să poți să crești spre desăvârșire, la asta suntem noi chemați. Evrei 6, să lăsăm cele începătoare, adevărurile elementare și să mergem spre cele desăvârșite. Și vom face asta dacă va voi Dumnezeu și dacă cu adevărat devenim ucenici care lasă totul pentru viața asta și se pregătesc pentru mire, ziua și noaptea fără oprire. Dumnezeu să te întărească la asta. Amin.